Aici un picior ridicat. Să vedem că faza e încurcată, atenție, sigur, continuă atacul Petrolului cu această lovitură de cap pe lângă poartă. Asta e o fază de revăzut. Lovitura de cap, cred că a lui Mateus. Din asta contează mai puțin. Aici, dacă îl atinge pe Pap, în mod normal e penalti. Nu-mi dau seama dacă îl atinge. Ce greșeală oricum. Să permiți adversarului să vină așa. Pius, bine, Pap. Se verifică faza pe bună dreptate. Poate cineva băga mâna în foc pentru una din cele două variante, că l-atinge sau nu. Nu e suficient de clară faza, pentru că s-a urmărit mai degrabă mingea, ca la golf așa. Se duce să vadă. Asta nu e bine pentru Botoșani. Asta nu este bine pentru Botoșani. E genul de fază în care cei din cabina VAR n-au putut să-și dea seama și dacă văd aceleași imagini, e foarte greu. Cine dă minge aici? Dacă Papa, cred că Papa a dat minge. Părerea mea este că va da penalti. De aici se vede altfel. Ce înseamnă unghiul? De aici se vede că mingea lovește piciorul fundașului de la Botoșan, piciorul lui Pius. De aici și de aici parcă e la fel. Și îl atinge pe Pap. Nu știu dacă îl atinge. Foarte grea fază. N-aș vrea să fiu în pielea arbitrului. Arbitrul dă penalti și avertisment. Sigur că dacă a luat această decizie, trebuia să vină și sancțiunea disciplinară. Și este penalti, nu-l mai întoarce nimeni, asta e clar. Este penalti pentru Petrolul. La ceea ce în mod normal ar fi ultima fază, că deja am ajuns în minutul 8. Bate Budescu? Penalti așadar pentru formația ploieșteană, acum în prelungirile partidei, iar asta se întâmplă din cauza neatenției lui Pius. Și nu doar a lui, cu Pap venit acolo, că a fost lovitură liberă. Asta este decizia pe care a luat-o arbitrul. Nu putea fi acuzat, indiferent, cred, de decizia pe care ar fi luat-o. Budescu, elanul este scurt și îl ține pe linia porții, n-a știu pe unde trimite. Petrolul foarte probabil câștigă această partidă. Botoșanul a luat ceva puncte pe final de meci, cum s-a întâmplat la Hermannstadt și nu numai. A bătut pe Chindia în minutul 90. Sigur, au pierdut și ei cu Rapid în prelungire, dar la rândul lor egalaseră în minutul 90. Am spus, roata asta se întoarce mai devreme sau mai târziu.
Cred că nici nu mai era pe linia porții. Să nu uităm, Botoșanul de asemenea egala pe CFR Cluj acasă, undeva în decembrie 1-1 în prelungiri. Se întoarce și Petrolul a pățit, desigur, inclusiv în prima etapă. Petrolul a pierdut acasă în prima etapă cu gol luat din penalti, de asemenea cu voluntari. Asta a fost tot. Câștig...